în continuare pe Tatăl nostru, Cel Ceresc, pe Marele nostru Creator, Iahvea Ruștirilor, pe Fiul Său, Iisus Yeshua Mașia, din Nazaret, care a murit și a dat viața în Golgota pentru noi, în numele căruia suntem și noi adunați astăzi, datorită Domnului nostru Iisus. Suntem în locul acesta. Și așa cum spunea fratele, mă gândeam că alții trec prin suferință, alții sunt pe paturi de boală, alții mor de foame, alții mor de sete în țările care astăzi sunt războaie. Și noi astăzi avem liniște și pace în țară. Este un har nemărginit și nespus de mare. Îi mulțumim pentru aceasta. El merită să fie slăvit și cel mai important este ca credința noastră în El să nu slăbească, să nu dea înapoi orice ar veni, orice ar fi, pentru că știm că suntem în mâna Domnului, suntem în mâna Creatorului, El ne-a făcut și zice psalmistul că noi suntem poporul Lui și turma urșului Lui. Și deși ar trebui să avem teamă sau frică în lumea aceasta, și totuși credința multor oameni a fost clintită, lăsând pe paginile Sfintelor Scripturi și s-au clătinat mulți chiar oameni ai credinței prin încercările prin care au trecut. Pentru că numai atunci știi când ești pus în fața probei și a greutăților, a încercărilor, se vede ceea ce ai zidit pe temelie. Tatăl din cer, să ne ajute să avem și să zidim pe temelia pe care au zis apostolii și prorocii, pe legea și cuvântul Său, pe învățăturile Mântuitorului nostru și să n-avem o altă temelie sau altă învățătură. Mi s-a deschis aici în 2 Cronici, m-am gândit la versetele din capitolul 34, și titlul scrie că găsirea cărții legii. Zice, în clipa când au scos argintul care fusese adus în casa lui Iahve, preotul Hilchia a găsit cartea legii lui Iahve dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan, am găsit cartea legii în casa Domnului, și Hilchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea și când a dat socoteala împăratului, a zis, slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa lui Iahve și i-au dat în mâinile privighetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii și a sfârșiat hainele, și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Abdon, fiului Șafan, lui Abdon, fiului Mica, fiului Șafan, logofătului Asa, slujitorul împăratului, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acestea care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Am citit aceste cuvinte pentru că în perioada aceea, când poporul trecea casa, preotul acesta, Hilchia, un preot al lui Iahve, a găsit cartea legii. Acolo, printre dărâmăturile acelea, în timp ce trecea casa la Tatălui în ceruri, el a găsit o carte. Și cartea aceasta este numită Cartea Legii. Și când a găsit cartea aceasta, spune că preotul i-a dat-o lui logofătul Șafan și el i-a dat-o împăratului. Și împăratul, când a citit cuvintele scrise în Cartea Legii, zice că și-a sfâșiat hainele. Și și-a sfâșiat hainele și-a plâns mult. Am vrea ca aceeași atitudine să avem și noi față de cuvântul nostru, lui Dumnezeu. Am vrea ca aceeași atitudine care a avut-o acest împărat față de Creator. Găsind cartea acestea, s-a sfârșit hainele. Aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră, pentru că citind în cuvântul Tatălui, și nu vorbesc în dreptul al citind eu în cuvântul și în cartea legii, văd cât de mânjit sunt, văd cât de vinovat sunt, văd cât am de împlinit din cuvântul Său.
Și văd că aceasta este o oglindă și mă văd pe mine, îmi văd chipul meu în această oglindă, în Cartea Legii. Și cuvântul Tatălui din ceruri, cartea aceasta legii, este... De ce oare și-a sfârșit? M-am întrebat. Pentru că cartea aceasta este chiar cartea împărăției lui Dumnezeu. Și ca să poți să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să faci un singur lucru. Ceea ce a spus Domnul și când a dat poruncile lui Moise, a zis că cartea aceasta legii să nu se depărteze de tine, să cugeți asupra ei și zi și noapte. Și mă uit la mine în viața mea și mă gândesc, Doamne, de câte ori au trecut nopți și zile și n-am cugetat în cartea aceasta legii, nici măcar n-am cugetat, dar păi să caut să împlinesc, cum zice, tot ceea ce este scris în ea, ca să am viață. Și este un lucru foarte adevărat, că omul ca să fie pe pământul acesta fericit, spune că trebuie să cugete și ziua și noaptea la legea lui Dumnezeu. Aceasta este rugămintea mea, să avem întotdeauna, să ne rugăm Tatălui din ceruri, să venim înaintea Lui cu dorință sinceră, cu mărturisire și să spunem, Tată, iartă-ne că ce-am păcătuit înaintea Ta, am greșit. Și, într-adevăr, eu au suportat toate consecințele care au venit datorită călcării legii. Și zice că păcatele în fiecare an, aducerea amintea păcatelor era înnoită în an în an. Dar acum noi avem un mare preot, spune cuvântul lui, pe Iisus Hristos, care este Domnul, este Mântuitorul nostru, care a plătit prețul ca să ne răscumpere din păcat, ca să porunca legii să fie împlinită în inimile noastre, cum zice Apostolul Pavel, să putem să trăim prin Duhul și nu prin firea pământească. Aceasta este marea lucrare care a făcut-o Tatăl din ceruri pentru noi, pentru omul păcătos, ca noi să putem să stăm și să fim împăcați cu Tatăl, a pregătit planul de salvare pe Fiul Său iubit. Și pentru aceasta trebuie să-i mulțumim zi și noapte. Trebuie să-i fim recunoscători. Am gândit că poporul acesta și lumea aceasta în care trăim într-o lume secularizată, tot mai mult se depărtează de credință, de cuvânt, de Biblie. Și atunci când, așa cum a făcut poporul, când au neglijat Cartea Legii, atunci când neglijezi Scriptura, atunci pierzi și pe Dumnezeul Scripturii. Atunci când neglijezi Cartea Împărăției, nu mai poți să intri în Împărăție, ești scos afară din acea Împărăție. Ei erau în afara Împărăției în momentul acela. Dar când și-au pus pe inimă să împlinească cuvintele legii, au putut să intre în Împărăția Tatălui și să fie noi făpturi. Am gândit că așa cum păcătuiau și ei și aduceau animale și erau iertați, așa ni se întâmplă și nouă de multe ori. Deși avem pe Mântuitorul nostru ca jertfă de ispășire, de multe ori facem ca poporul Israel. Avem inima noastră creată împrejur, ei aveau în carne, dar n-aveau inima creată împrejur. Nu păzeau cuvântul acesta. Continuau și noi continuăm și popor și biserica continuă astăzi să trăiască în păcate. Și acesta este un lucru rău înaintea Domnului. Atunci când știm că am plătit Domnul Iisus prețul răscumpărare, când credincioșii fac un mod de viață din păcat, acesta este cel mai rău lucru. Și aceasta se întâmplă în multe adunări și multe biserici. Și aceasta este un semnal de alarmă, că așa cum a trăit poporul Israel atunci și ei erau iertați ziua ispășirii, dar îi repăcăteau din nou. Și iară după acea zi era ispășirii urmează să fie iertați. Aceasta se întâmplă și acum. Dar Cuvântul Domnului spune că numai dacă umblăm în lumină, atunci sângele ne mai spală. Altfel nu știm. Pentru că dacă umblăm în lumină, atunci sângele lui Hristos ne spală de orice păcat. Și numai cel care se mărturisește, zice, păcatul capătă propășire. Aceasta trebuie să, mărturisirea noastră, încă un lucru, vreau să spun, trebuie să fie la obiect, adică să nu spunem, Doamne, iartă-mi pentru tot ceea ce am făcut astăzi. Și dacă am păcătuit și știm că am greșit, trebuie să cerem pentru fiecare lucru în pare. Domnule, asta îi place. Nu, Doamne, iartă-mă pentru tot ce am făcut. Trebuie să-i spun exact și să spun, am greșit, am vorbit așa,
am amâniat, am poftit în inima mea, am gândit rău despre aproapele mea sau despre Creatorul meu, am gândit și dacă îi spui și mă mărturisesc la obiect și cu tare lucruri care l-am făcut, nu așa, Doamne, atunci El ne poate da iertare. Și important, am gândit că Mântuitorul a zis, voi veți muri în păcatele voastre. Și ce har măreții ca să omul să nu moară în păcatele lui. Ei au murit atunci, la vremea aceea, popor Israel, când a venit în anul 70, nimicirea Ierusalimului, mulți au murit atunci în păcatele lor. Și așa se va întâmpla și la vremea aceasta, sfârșitului, mulți vor muri în păcatele lor. Cei care ne-au făcut din Mântuitorul ținta cercetării, căutării stăruitoare și ea se ancora de El. Este un timp în care, spunea un frate, n-am putut să biresc un păcat și am fost cuprins de el, dar zice, a venit un timp și Domnul, zicea, nu, cred că numai Domnul m-a ținut atâți ani în viață, că până la urmă mi-a dat biruința asupra acelui păcat și m-am gândit la lucrul acesta. Domnul le dă la unii har ca să poată, îi ține în viață ca să poată să biruiască asupra unui păcat și să nu mai păgătuiască, să nu mai continuă în el. Este un mare har. Dar mulți nu au harul acesta. Mulți le se curmă viața de tineri și de aceea spune cuvântul Domnului despre tineri ca să se întoarcă la Creatorul lor în timpul tinereților. Că nimeni nu știe cât va trăi. Domnul le-a dat unor oameni și este un har deosebit să-ți dea mulți ani și în anii aceia să poți să te corectezi. Dar ziua de mâine nu este a noastră, de aceea trebuie să fim conștienți că nu ne putem juca cu viața noastră. Aceasta este un demn și pentru